Recent, Organizația Județeană PPDD Dâmbovița a semnat un protocol cu Platforma Civică Acțiunea 2012. La acest eveniment au participat președintele Platformei Civice Acțiunea 2012, Marius Lulea, alături de vicepreședinții Mihai Nicolae și Adrian Axinia. Organizația PPDD fiind reprezentată de Radu Popa, prin vicepreședinte al partidului, și de Mircea Chelaru. Într-un mesaj transmis de Platforma Civică Acțiunea 2012, se arată că organizațiile și grupurile de inițiativă cuprinse în Platforma Civică Acțiunea 2012, alături de voluntari și simpatizanți, le propun tuturor candidaților de la alegerile parlamentare din 9 decembrie să semneze Pactul pentru Basarabia. În mesaj se arată că Pactul pentru Basarabia reprezintă un angajament și un set de măsuri care vor fi implementate pentru reunirea celor două state românești.